Salutare, bă băieți, bine v-am găsit la un episod de 11 RPG.mizo.ro, serverul vostru favorit, iar astăzi vom afla împreună câți bani am reușit să obținem din 300 de contracte aici pe Bizon. Dar înainte ca acest episod să înceapă, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, subscribe, să dați un like la casa 503 ca să ia frumoasă de pe Richman, să folosiți codul meu de referal în cazul în care vreți să vă apucați aici pe server și vreți să aveți cel mai puternic start aici frumos pe server. Nu uitați să-mi dați și mie un follow pe Instagram, @mariogramu, iar acum haideți să trecem la clipul nostru de astăzi. Bun băieți, cum v-am spus, astăzi vom afla câți bani am reușit să obținem din 300 de contracte și la final, după ce aflăm suma aia nebună, o să revenim pe joc să terminăm raportul, pentru că în momentul de față avem 15 din 20. Deci mai avem încă 5 contracte de făcut, așa că haideți să trecem la evidență. Bun băieți, haideți că am deschis tot ce ne trebuie, am rămas la Gabi 128 și am reușit să obținem din 250 de contracte, bă băieți, suma de 3,5k aproape. O să ștergem și acum va trebui să căutăm acest contract cu Gabi 128, din câte știu, pe la pagina 10-11, ceva de genul ar trebui să fie acest contract. Hai să vedem pagina 11... Bă, am ajuns la pagina 17 și încă nu am găsit acest contract. Bun băieți, haideți că l-am găsit aici, vedeți, Gabi 128 și am luat 21k pe el. Așa că trebuie să dăm la pagina 23, că de aici sunt toate trecute. Așa că hai să dăm startul la trecut aici contracte. Bă, chiar sunt curios, aștept să scrieți în comentarii câți bani credeți că am obținut, că sunt curios cât credeți că reușim să obținem înainte să aflăm suma împreună. Eu totuși zic că am obținut undeva la 4k, ceva de genul, da, vom vedea oricum. Bun, acum haideți să trecem sumele. Bun, am trecut sumele, acum băgăm virgulă la fiecare și revenim. Și dacă sunteți interesați, bă băieți, să vedeți și celelalte episoade, le găsiți pe canal. Căutați câți bani am obținut din 250 de contracte, din 200, din 150, pentru că facem din 50 în 50 de contracte. Bun, am trecut la pagina 22, haideți să trecem numele tuturor. Și nu uitați, bă băieți, în cazul în care vă vedeți pe această listă, să lăsați voi un comentariu. Bun, acum adăugăm sumele la toate contractele de aici. Mamă, ia vedeți contract pe băiatul ăsta, Cexar, 44k, mă băieți. Bun, acum adăugăm virgulă la toate sumele de aici. Și dacă vă întrebați de ce punem virgulă, pur și simplu, pentru că în cazul în care nu avem, vedeți... De exemplu, avem 15k,131, dar normal apar doar 15 dolari, cum ar fi, și dacă punem virgulă, vedeți, apar 15.131, ca să nu vă întrebați de ce tot pun eu virgule. Bun, iar acum haideți să trecem la următoarea pagină, pagina 21, mai avem încă 19 contracte de adăugat, dar sincer mă miră că abia am ajuns la contracte din martie, mă băi, și noi suntem în iunie acum. Cel puțin când filmez episodul, suntem în iunie, voi probabil îl vedeți pe 7-8 iulie, ceva de genul. Când eu stau cu burta la soare. Bun, acum haideți să băgăm sumele. Mamă, ia vedeți contract de 21k pe Misterina. Bun, acum băgăm virgulele. Bun, și pentru că mai avem nevoie doar de 5 contracte, va trebui să trecem la pagina 20 și haideți să trecem și contracte de aici. Mamă, am început bine cu Cluj 3, contract de 24k aproape. Bun, haideți să trecem sumele repede la aceste contracte. Bun, băgăm și virgulele și ne apropiem de aflarea adevărului, bă băieți. Bun, stați să fac frumos tabelul ăsta. O să închid chestia asta de pe website, că nu mai avem nevoie. Bun, băieți, am făcut și tot tabelul frumos. Deci, cât aveam, că nu mai știu, parcă 3,5k, dacă nu mă înșel la început. Eu zic totuși că am dus această sumă undeva la 4,2k, dar hai că aflăm imediat, scriem egal, sum și avem de la B1 la B300 și am făcut 4,3k, bă băieți. Acum sunt curios să lăsați în comentarii cum vi se pare această sumă, mie mi se pare extrem de bună. Nu știu dacă există o facțiune în care să faci mai mulți bani din 300 de puncte la raport, cum ar veni. Așa că acum vom reveni înapoi pe SAM și o să facem niște contracte în continuare ca să mai adăugăm la lista asta nebună. Înainte ca acest clip să continue, vreau să mulțumesc tuturor oamenilor care susțin acest canal și pe care îi veți vedea în continuare pe ecran. Iar acum haideți să revenim la clipul nostru de astăzi. Bun băieți, am revenit pe jocul vostru favorit SAM și acum vom da portable... Order 3, order 3, order 3,
O să scriem pe /k/contract pe dușmani. Știu că mai sunt câțiva băieți de la noi din facțiune care efectiv se chinuie să facă raport. Am intrat și eu mai devreme, cred că m-am jucat vreo 40 de minute, ceva de genul. Că, bă, aveam efectiv 6 din 20 și am zis că nu mai am când să filmez și așa mai departe. Și am zis că să fac măcar doar 5 contracte pe un viitor videoclip și restul, doamnește, oricum o să urmeze o perioadă în care o să cam stau pe opționale sau de fapt o să pun în activitate, nu știu încă. O să urmeze să vedeți voi pe website în caz că mă urmăriți, dar știu sigur că mă urmăriți contul câțiva dintre voi. Că știu că erați mereu la curent că luam un FV sau ceva aici în Hitman. Hai să vedem că avem pe băiatul ăsta Puțilică, cred că îl cheamă, care e pe la parcele să sperăm că reușim să-i dăm 300 de metri. Și sunt curios, bă băieți, câți bani credeți că o să reușim să obținem din 1000 de contracte? Că probabil o să facem undeva la 1000 de contracte și probabil și după ce ies din Hitman o să continue această miniserie și o să aflăm în continuare câți bani am reușit să obținem din aceste contracte și probabil voi face și din facțiunea viitoare, vedem. Dar efectiv mie mi se pare o serie foarte bună pentru că poate vă ajută pe unii dintre voi care vreți să vă alăturați în viitor unei facțiuni și vreți să vedeți cam câți bani ați face în facțiunea respectivă. Hai că băiatul ăsta cred că își face parcela sau ceva, hai să ne dăm jos din Maverick și să încercăm să-l omorâm totuși. Bun, hai că i-am dat 312 metri, am luat și 10k. Next avem pe șobolan cu Zeymer, ce nume are mâncația și ăsta? 380, a, da, slișca, am înțeles fix când mi s-a pus contractul pe el. Următorul e Mr. Ref, Fine 30, de Panopticon LS, hai că aici aproape, parcă am mai avut o dată pe băiatul ăsta pe un videoclip anterior. Oho, hitmanul meu favorit, te pup, Hizaz, dacă vezi clipul ăsta. Hai să mergem că e aici, la zona asta unde te dă la tăietor de lemne, la de Panopticon LS. Eu că s-au apucat băieții din USD de spray. Bă, playerii au cam scăzut 550, dar cred că chestia asta e influențată și că s-a deschis clasic nefritul. Dar asta este, băieți, o să-și revină Bizon oricum. Cu Bizu cum stă, mă, ia să vedem și noi. Mamă, 400k, let's go! Hai să ne dăm jos din Maverick și hai să-i dăm repede Armagedonul lui băiatul ăsta. /RAM. Și, mamă, ia vedeți conturi lăsate aici, mâncava și talentul vostru. Ia că reuși să se dau damage la 1. Gata, mă, l-am omorât 11k aproape. Bine, s-au mai adăugat la lista aia. Next pe Edu, Fine 58. E pe la Verdant Bluffs. A, e în S și acolo mi se pare că e clan HQ, dacă nu mă înșel de la acest clan. Dar hai că vedem imediat. Da, da, slash Q, am înțeles. Next. Mamă, avem pe Coast, nu cred. Să vedeți cine aleargă Coast acum. Fostul primar. Bine, nu e chiar fostul primar, e fostul primar, ceva de genul. Că din câte am văzut în luna iulie, o să-l avem pe Stan Major. Să sperăm că nu o să ne confunde lumea și o să zică că am luat eu Major. Că știu că se cam întâmpla să ne încurce lumea. Bun, că s-a dus la event sau nu știu ce a făcut, că s-a dus checkpoint-ul de pe el. Așa că trebuie să mergem pe Rares G, ID 31, care este prin LV. Hai să mergem repede după el. Cam slab băieți cu contractele, vedeți că dă lumea slash Q într-una, nu știu care e faza. Bă, voi vă dați seama că eu am reușit să obțin 4,3kk, dar din 300 de contracte și ați văzut că acele contracte erau maxim din aprilie, adică noi mai avem încă 2 luni de contracte, bă băieți. Adică cred că mai avem undeva la 200 și ceva de contracte, deci eu cred că overall am reușit să depășim suma de 10kk sau dacă n-am reușit, urmează să depășim această sumă, ia vedeți ce tragă ea din SOA după noi, bă băieți. Bine că avem mecanicul și am reușit să ne dăm repair, că dacă n-aveam, ne duceam direct. M-a început ăsta să se miște fix acum, băieți. Mai contract tăietor de lemne, am înțeles. Nu putem să ne dăm seama cam pe unde se îndreaptă. Hai că poate mai rămâne puțin acolo pe loc și ne urcăm pe clădirea asta de Visage și dăm kill. Da, normal că el își continuă drumurile. Get hit, next. Valid DVM, find 139, undercover. E pe la CNLS, hai să mergem după el. Ia să vedem cum stăm cu referalii. Oh, avem un referal, Adrian 21, care are nivel 22. Bravo, băi, Adriane. Tocmai azi i-am dat banii, că a făcut acolo cerere la recompense. Că nu uitați, băieți, dacă ați folosit codul meu de referal, aveți pe Discord un canal cerere recompense, faceți acolo cerere și eu vă dau banii, nu-i problemă de război. Că avem de unde, că facem contracte de-astea nebune. Bă, și chiar nu cred că mai e vreo facțiune în care să faci din 300 de puncte 4,3kk, adică să vorbim serios acum. Adică, de exemplu, un Paramedics, din 300 de puncte faci până în 500k.
Sau ce faci în News Reporter din 300 de puncte? Uite, aici în News Reporter cred că te duci în aproape un cacat din 300 de news-uri sau ceva de genul. Dacă iei la toate bani, gen, și stai să dai news-uri după fiecare payday și așa, cred că ajungi la aproape un cacat din 300 de puncte. La facțiune ca Hitman, la treaba asta cu banii, nu cred că mai există. Da, se plânge și Ribe de quest-ul ăsta, pentru că efectiv, mă băieți, este jale că toată lumea aleargă pe mapă și contractul este foarte greu de realizat. Adică, vedeți că nu singurul nebun care se plânge de chestia asta. Dar n-avem ce face, oricum se scoate quest-ul în două zile. Mamă, nu-l vedem pe ăsta. Bun, am văzut cam pe unde e, dar nu prea am idee cum să-i dăm 300 de metri. Sau ia mă, stați așa puțin. Da, dacă aș vedea și bine caracterul lui ar fi top, dar nu prea-l vedem. Cred că e într-o mașină totuși. Hai să vedem cam de unde am putea noi să mai mergem să-i dăm. Oare de la Get Gift îl vedem, mă, băieți? Da, vedeți că vegetația asta vă încurcă câteodată, dar dacă vreți să câștigați la TSO, vă ajută. Da, e într-un infern, s-a aparent. Ia stați mă, că mergem la Verdant aici, că ar trebui să-l vedem și cred că avem 300 de metri. Avem. Hai că avem 300 de metri lejer. 318 chiar. Bam, 13K, get hit. Avem pe Wolves, 312, Red County LS. Am țins, face tracker. Ia mai contract, nu e avocat, dar apare se plimbă pe la tracker. A, apare se tot plimbă pe hartă, să înțeleg. Că nu s-a oprit nici la tracker, deci nu știu unde se duce. S-ar putea să facă farmer, oare? Că gen se duce spre SF. Oricum, mai avem încă două contracte de făcut, băieți. Hai că nu e așa greu, poate reușim să le facem. De fapt, nu poate că stăm până le facem, stai nebun că v-am zis, nu mai am când să le fac, o să bag în activitate două săptămâni. Bă, așa pare mă ăsta, că e cu tractorul, că se mișcă extrem de încet, dar hai că poate reuși să-l vedem acum în fața noastră. Măcar să-i dăm seama cu ce ne confruntăm. Da, mă, face farmer lejer. O să mergem direct acolo pe PUBG și încercăm să-i dăm 300 de metri. Poate reușim să-i dăm așa când vine încoace, dar cred că deja sunt prea puțini metri. Ia vedeți ce viteză a băgat cu tractorul ăla, bă, băieți. Bă, vedeți că nu mai e de joacă cu băiatul ăsta, Wolves. Mamă, dar e cam nasolic că nu se știe unde are parcela. Că dacă are undeva nasol parcela, nu reuși să-i dăm kill. Hai să vedem, să sperăm că are undeva ok parcela pusă. Hai că fuse și se duse contractul ăsta. Bă, am reușit să-i dau, mamă, 300 de metri în cap. Let's go, get hit. Lorena 18, 206. E prin LV, e la sine LV în momentul de față, dar noi nu mai avem Maverick, din păcate. Hai să ne aruncăm. Murim, hai că am murit, e bine. Bă, ce s-a întâmplat tot, fuck. Bun. A, stați că e respawna Maverick-ul, doar trebuie să dăm order și hai să mergem după Lorena, să sperăm că rămâne acolo. După clipul ăsta trebuie să intru să postez și eu TSO, pentru că o să fie ultimul login, cred, pe Samp până pe întâi. Nici nu știu că pe întâi am și proba la română, dar o să intru probabil seara să mă joc. Să vedem cum stăm cu timpul și așa. Acum, haide să dăm viteză spre SNLV. Bă, am făcut 5 puncte în seara asta. Bine, cu ăsta pe Lorena am face 5 puncte, dar văd că Lorena a început să fugă. Ia să dăm un lift hit, get hit. Avem pe ra... Mamă, nu cred, iar avem pe ra regie ăsta, mânca avaș. A, face bunker, mă, băiatul ăsta. Acum am zis ce face. Mamă, păi vedeți că e lejer. Dacă face bunker, e lejer rău de tot, că acum ajungem la bunker și reușim să-i dăm kill. Dar să sperăm că nu ne luăm țeapă. Sincer, cred că puteam să nu dau lift pe Lorena și să încerc să o omor, dar lăsați și acum faptul consumat, cum s-ar spune. Bă, dar faza e că băiatul ăsta ori e cu cargo bob, ori cu barcă. Dar cred că mai degrabă e cu barcă, că se mișcă mai încet barcă, să zic. Și parcă se mișcă așa drept, nu știu, când te plimbi cu cargo bob ăla, te duci mai strâmb, așa cred eu. Dar vedem imediat, o să vedem. În caz că vedem checkpoint-ul în aer, fugim repede mai în spate ca să-l omorâm, dacă nu... Poate reuși să-l omorâm așa de pe barcă, nici nu știu. Ia asta să mergem noi mai încoace. În caz că e cu barca, măcar să-i dăm 150 de metri. Că, na, având în vedere că e ultimul contract pe această seară, pentru că, na, terminăm raportul pe săptămâna asta, n-are rost să ne chinim să-i mai dăm 300 sau așa mai departe. Mamă, dar e alb cerul ăsta, setă-t-7. A, da, mă, uitați-l cu barca, ia uite-l. Ia uitați-l că se apropie băiatul nostru Rareș. Bă, cred că ne-am dus prea departe, sunteți nebuni. Ia vedeți, mă, că nu-l vedem. Hai că i-am dat-o frumos, rău de tot. Let's go!
save și cam asta a fost, bă, băieți, am reușit să termin raportul. Aștept să scrieți în comentarii cum vi se pare suma câștigată de 4,3k din 300 de contracte. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe, să dați urele la casa 503 casa mea frumoasă de pe Richmond, să folosiți codul de referal pe care aveți pe ecran sau în descriere sau îl găsiți și pe serverul de Discord unde găsiți și bonusurile mai în detaliu. Aveți serverul în descriere. Nu uitați să dați și mie un follow pe Instagram @mariogramu, iar eu am fost Stanky și ne vom revedea mâine la un nou episod. Baftă!